care Iisuse prin har alergăm. Și flori de iubire și soare spre lauda ta semănăm. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te iubim, în veci te slăvim, prin harul pe care-l primim. În lupta cea bună credinței, n-apoi nici de cum să nu dăm. Suntem rânduiți biruinței spre lauda ta când luptăm. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te iubim, în veci te slăvim, prin harul pe care-l primim. Ei pus în ogorul iubirii, poverile ei să purtăm, să fim la înălțimea menirii, spre lauda ta să lucrăm. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te iubim, în veci te slăvim, prin harul pe care-l primim. În toate împreună cu tine, Iisuse, ne-ai pus ca să stăm. Cu tine și astăzi și mâine, spre lauda ta să cântăm. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te iubim, în veci te slăvim, prin harul pe care-l primim. Duhul Sfânt și harul prin care suntem în dimineața aceasta împreună. Dacă suntem aici, haideți să începem cu rugăciune, așa cum suntem ridicați, și să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că încă într-o zi și într-o dimineață putem să fim în casa Lui. Haideți să ne rugăm. Amin.
Slăvit să fie Domnul, îl binecuvântăm pe Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Frați și surori, rămânem în picioare, voi da citire din cuvântul lui Dumnezeu de unde a fost rânduit pentru ziua aceasta la timpul de rugăciune. Se găsește scris la Luca 18, începând cu versetul 1 până la versetul 14 inclusiv. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage, necurmași și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în ceartă cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei însuși, că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul stătea de o parte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. După aceste cuvinte ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnului. Amin.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta minunat. Frați și surori, vă spun sincer, eu cred că este un har de la Dumnezeu într-o zi ca aceasta să fim în casa lui Dumnezeu. În vremurile acestea, când așa se duce o luptă de mare pe tot pământul, copiii lui Dumnezeu să se adune este o mare binecuvântare. Și noi îi mulțumim pentru lucrul acesta. Și spune Psalmul 84, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Locașurile acestea sunt plăcute pentru copiii lui Dumnezeu. Și îi mulțumim lui Dumnezeu căci El ne dă bucuria Lui prin Duhul Lui cel Sfânt. Spune mai departe, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Fraților, surorilor, în ziua aceasta, sufletul nostru dorește așa de mult, cum spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În vremurile acestea, Dumnezeu să ne ajute să tânjim după cuvântul lui Dumnezeu. Vreau, dacă frații, să pregătească o cântare și să invit aici pe, avem frați musafiri, pe fratele Narcis Boboc, care ne vizitează de la Missouri, el mai mult pot să spun este de acasă, dar totuși este musafirul nostru în ziua aceasta. Vrem să-l folosim la o rugăciune și să-l invităm aici pe fratele Narcis și pe fratele Samuel Chiriță să vină aici și Dumnezeu să-i binecuvinteze și în timpul care ne vom încadra, îi vom folosi și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. La crucea de la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchez cu viața mea. Sunt obosit de-al meu păcat, sufletul mi-e îndurerat, ajută-mă. Trimite-mi, Doamne, har din cer, de mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta. Să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Trimite-mi, Doamne, har din cer, de mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta. Să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Sunt călător pe acest pământ, nu fi tristă inimă, nu dispera. Stai lângă cruce, nu uita, Iisus te va mângâia, inima mea. Trimite-mi, Doamne, har din cer, de mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta. Îți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Trimite-mi, Doamne, har din cer, de mângâiere.
fier, să nu pierd, primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Să zicem cu toții că binecuvântat și lăudați fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne găsim în locașul acesta, îi mulțumesc lui Dumnezeu care ne-a purtat de grijă până aici și să putem să zicem cu adevărat din toată inima Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat și eu niciodată n-am dat în îndemn așa la o biserică mare, dar dacă astăzi ne găsim aici, îi rog pe Dumnezeu să ne dea putere și ajutor, căci ce vestim noi să și trăim, că degeaba este cuvântul lui Dumnezeu dacă nu se practică în viețile noastre. Și cum spunea și bunicul meu, Oprea Chiriță, de multe ori spunea că poporul Dumnezeu în ziua de astăzi este ca o oală întoarsă pe invers. Atâta se predică în ziua de astăzi și prea puțin se strânge. Și aș dori ca Dumnezeu în inimile noastre să strângă cuvântul Lui. Căci în Psalmul 119 zice, strâng cuvântul tău ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și Dumnezeu să ne ajute. Dar să strângem, noi trebuie să o cercetăm. Dacă nu cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, n-avem cum să strângem. Căci este alt cuvântul lui Dumnezeu care zice, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dacă nu gustăm, atunci cum vom afla ce bun este Domnul? De aceea aș ruga că dacă avem dorința să-L căutăm pe Dumnezeu, El se atră după dorință. Dar noi trebuie să îi dăm toată slava Lui și aș vrea să dau citire aici, cum a fost citit un verset din Luca, capitolul 18, în versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arată că trebuie să se roage necurmat și nu se lasă. Și aș vrea să zic, dacă ne lipsește ceva în ziua de astăzi, de multe ori ne lipsește rugăciunea. Și vedem căci Petru, când Domnul Iisus s-a dus înainte să se ducă în Ghețizman, le-a spus să rămâneți aici, dar vedem că Simon Petru a adormit. Și aș dori că dacă adormim, dacă nu putem să ne rugăm, este o problemă nu mică, este foarte mare. Și aș dori ca Dumnezeu să ne pună noi un duh de rugăciune, să căutăm fața Lui mai mult. Căci, cum scrie în Evrei, cum vom scăpa noi dacă vom sta nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și aș dori ca Dumnezeu să ne dea putere să dăm dăval înaintea părăția lui Dumnezeu, căci nu este o glumă cu pocăința. Și Dumnezeu să ne ajute. Am spus să dau un îndemn pentru tineret și în Iosua, capitolul 1, este cuvânt scris la versetul 8, dacă nu mă înșel. Versetul 1 cu 8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dumnezeu să ne ajute, căci dacă ne ocupăm cu cuvântul lui Dumnezeu, alte lucruri din lumea aceasta n-are loc în viețile noastre. Și dacă am fi prins de Duhul Lui cel Sfânt, de Duhul Sfânt, atunci vom putea să biruim multe lucruri, căci Duhul Sfânt este acel care ne călăuzește. Și cu gândul acesta nu vreau să fiu lung, că știu că mai sunt alți frați și timpul este înaintat. Dar aș dori ca Dumnezeu să ne dea putere ca zi de zi, căci rugăciunea nu începe de aici. Dacă vedem și citim, vedem că ucenicii Domnului au umblat cu ei 3 ani și jumătate și la un moment dat învățătorul trebuie să învețe cum să se roage și a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Și dacă citim de la Matei capitolul 5, dacă 6 la 7, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora le se pare că dacă spune mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemnați cu ei, căci Tatăl vostru știe ce aveți trebuință mai întâi ca să le cereți voi. Dumnezeu să ne ajute. Poate de multe ori nu zic, dar mulți poate zic că eu, sau Doamne dăm, Doamne dăm. Dar Dumnezeu este acel, El nu împarte slava cu nimeni, El este acel care merită toată lauda și toată cinstea. Și cu gândul acesta să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm lui Dumnezeu că El să ne îmbracă cu putere și
apoi vom continua. Amin. Înaintea ta venim, o Tată Ceresc. Vom mai cânta o cântare spre slava Domnului și fratele Narcis Boboc va da următorul îndemn. Domnul să binecuvânteze. Amin. Iisuse scump, a noastră mântuire, sub crucea ta ca jertfă ți-am adus. O inimă ce arde în iubire și un dor ce zboară tot mereu mai sus. Mai sus, mai sus, pe aripi ca de vulturi, conduce Domnul pe al său popor. Când se va șterge plânsul și durerea, prea fericiți vor fi cu Domnul lor. Mai sus, mai sus, pe aripi ca de vulturi, conduce Domnul pe al său popor.
se va șterge plânsul și durerea, prea fericiți vor fi cu Domnul lor. Noi rătăceam ca niște oi pierdute, lipsite de pășune și izvor. Dar Tu pe mine m-ai chemat pe nume, căci m-ai iubit, o scumpul meu păstor. Mai sus, mai sus, pe aripi ca de vulturi, conduce Domnul pe al Său popor. Când se va șterge plânsul și durerea, prea fericiți vor fi cu Domnul lor. Noi Te urmăm, iubire minunată, trudiți nechem și pace Tu ne dai. Și noaptea vieții cea întunecată, limane ești și călăuză-n rai. Mai sus, mai sus, pe aripi ca de vulturi, conduce Domnul pe al Său popor. Când se va șterge plânsul și durerea, prea fericiți vor fi cu Domnul lor. Mai sus, mai sus, pe aripi ca de vulturi, conduce Domnul pe al Său popor. Când se va șterge plânsul și durerea, prea fericiți vor fi cu Domnul lor. Aș vrea ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare în dimineața aceasta. Mulțumim Domnului pentru că Domnul ne-a ajutat și pe noi cei de la Missouri, chiar dacă am venit într-un număr probabil puțin mai mic ca de obicei. Probabil așa cum suntem toți în dimineața aceasta, într-un număr mai restrâns la casa Domnului. Și mă gândeam când m-a anunțat fratele Meluș să vin să dau un îndemn, mă gândeam cu ce gânduri am venit la casa Domnului. Mă gândeam în dimineața aceasta, probabil unii am venit cu gândul, chiar dacă este ora de rugăciune, probabil am venit cu gândul pentru că este o nuntă. Eu personal am venit la nuntă, la Alex și la Sara. Și am dorit ca Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Probabil unii am venit cu gândul să vedem cum arată mireasa. Probabil unii am venit să vedem cum arată mirele. Probabil unii am venit să spicuim, să vedem dacă găsim ceva să ne luăm de mireasă. Probabil unii am venit cu gândul să vedem dacă ne putem lua de, dacă au domnișori de onoare sau nu. Probabil noi am venit cu multe gânduri de acasă în mintea noastră. Dar psalmistul în psalmul 148 spune în felul următor: lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Și acum spune: lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerului și voi, ape care sunteți mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năpraznice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pom roditor și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toți, voievozi și toți judecătorii pământul, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai presus de pământ și ceruri. El a înălțit, era înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul. Audiți, auziți. Ne spune cuvântul Domnului că toți trebuie să laude pe Dumnezeu.
Soarele, luna, el poruncește la soare să răsară și el răsoare. El face ce îi spune Dumnezeu. El îi spune la munte să laude, la păsările cerului. Dar aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, tu poți să lauzi pe Dumnezeu? Cu ce gând am venit în casa Domnului? Domnul pentru mine mi-a făcut atât de mult bine și cred că toți care suntem în dimineața aceasta avem o pricină de laudă, să zicem, Doamne, te laud pentru că ai fost atât de bun cu mine. Știu pentru că noi predicăm că Domnul e bun și unii zic, da, Domnul și un Dumnezeu care poate să fie și aspru, poate să fie și să se supere pe noi. Dar vreau să vă spun, toți care suntem în casa lui Dumnezeu, chiar dacă unii sunt acasă și probabil ne urmăresc în dimineața aceasta, probabil ar vrea să fie în dimineața aceasta în locul acesta. Probabil sunt bolnavi, probabil sunt atinși de virusul acesta. Pe noi, pe unii dintre noi, Dumnezeu ne-a păzit și ne-a ocrotit. În dimineața aceasta aș vrea să, la următoarea cântare, care fratele Cristi și cei care ne îndeamnă la cântare și la laudă, aș vrea să ne deschidem gura mai larg către Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeul nostru merită toată lauda. În dimineața aceasta, gândul meu și dorința mea este să mă gândeam să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru părinții noștri. Am pe inimă, știu că am face multe rugăciuni și probabil că așa este obiceiul, facem o rugăciune să ne cerem iertare, o rugăciune de mulțumire, după aceea vine și rugăciunea pentru bolnavi. Dar aș vrea în dimineața aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cei prin care am primit credința. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru părinți, pentru bunici, pentru cei care prin ei Dumnezeu ne-a vorbit. Pentru cei care prin ei, ei au fost un exemplu pentru noi. Și dacă în dimineața aceasta sunt în locul acesta, să știți că nu am fost și probabil mă străduie să fiu un om perfect, cu toate că sunt greșit înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă este un lucru, aș vrea să fiu ca bunicul meu. A fost un exemplu pentru mine, chiar dacă nu l-am prins mulți ani. Părinții mei, aș vrea să fiu măcar cât au fost părinții mei. Și dacă este un lucru care, mă rog Domnului, aș vrea ca Domnul să mă ajute să trăiesc măcar cum au trăit părinții mei viața pe pământ, dacă nu mai bine, dacă se poate. Mă duc cu gândul la cuvântul lui Dumnezeu și spune în Iov, capitolul 1, spune câteva versete. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-a născut 7 fii și 3 fete, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin. În dimineața aceasta, în prima parte a rugăciunii, aș vrea să ne rugăm pentru să mulțumim lui Dumnezeu pentru părinții noștri. Iar în partea a doua a rugăciunii să venim și așa cum a spus Iov. Poate copiii noștri l-au întristat pe Dumnezeu. Trăim niște vremuri așa cum sunt. Și n-aș vrea ca subiectul acesta să fie titlu sau primordial despre ce să vorbim. Să vorbim despre Dumnezeu, despre bunătatea Lui, despre cât de mult ne-a păzit El și cât mult bine ne-a făcut. Aș vrea și în partea a doua rugăciunii să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, cer protecția Ta peste copiii mei. Și așa cum avea mama mea obiceiul și eram un copil, nu știam probabil prea multe să fac, dar o auzeam și spunea așa, Doamne, cer protecția Ta peste Persida, Doamne, cer protecția Ta peste Beniamin. Și de-abia eram un copil și de-abia așteptam să-mi aud numele, eram al treilea din familie. Aș vrea în dimineața aceasta să nu te grăbești în rugăciunea aceasta și să-i vii înaintea lui Dumnezeu și să-i numești pe fiecare în parte, Doamne, cer protecția Ta peste copiii mei. Îți mulțumesc și dacă te-au întristat, dacă te-au supărat, probabil unii dintre ei nu sunt în locul acesta în dimineața aceasta. Dar i-am primit de la tine ca o binecuvântare și te rog să-i binecuvintezi, să-i ierți în dimineața aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare în rugăciunea aceasta, să aducem rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Amin.
Dacă vreți să ocupați locurile, vom mai căuta două versete dintr-o cântare și ne stă în față rugăciune de cauză. Și fratele Radu să ne motiveze la rugăciunea aceasta și Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Nu te îndoi, ci crede, oricât de grea-i durerea, că Domnul te mai poate vindeca. La El este puterea, la El e mângâierea, El știe cât de grea e boala ta. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar, e putere în jertfa din calvar. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar, e putere în jertfa din calvar. Iisus la scăldătoare a vindecat-o locul, când nimeni nu-i venea în ajutor. Și azi are putere și azi întinde brațul a cel ce-a dat lumină orbilor. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar, e putere în jertfa din calvar. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar, e putere în jertfa din calvar. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, care până aici ne-a ajutat. Pasajul din ziua aceasta are pentru noi două mesaje destul de importante și atât de neînțelese în vremea aceasta. Un ziar din New York zilele trecute, în dorința de a ironiza rugăciunea, că era vorba de faptul că s-a scos rugăciunea din școală, punea câteva poze, câteva caricaturi a unui băiețel care se ruga seara și în chenarul respectiv scria rugăciunea băiețelului respectiv. Și băiețelul spunea: Doamne, mă tot rog de mult timp și uite că tata nu are geab, nu are slujbă. Doamne, mă rog pentru sora mea că e cam bătrânioară și încă nu s-a căsătorit, nu și-a găsit un partener de viață. Doamne, mă rog în seara asta pentru bunica mea, că e bătrână și e tare bolnavă, Doamne, și tot nu-i vindecată. Și în ultima imagine scria: Doamne, am obosit să tot mă mai rog și să tot mă mai rog și să nu văd nimic că se întâmplă. Se pare că băiețelul avea o problemă care o avem și noi în vremea asta. Am obosit. Am obosit în stăruința, în rugăciune și uitându-mă la aceste două pilde, ele independent au un mesaj fiecare din ele, însă eu am tot gândit și m-am tot întrebat, oare ce au în comun pildele astea două? E clar, Dumnezeu vrea să stăruim în rugăciune și în ce îi cerem. Să nu fim ca tehnologia din vremea asta, că se pare că tehnologia ne face să fie cât mai puțin efort. Am ajuns să vorbim telefoanelor noastre și ele să împlinească ce avem noi de spus. Am ajuns să pocnim din degete și lumina sau aparatele electronice ale noastre să asculte de pocnitura noastră. E foarte simplu efortul ăsta, nu-i așa? Amintiți-vă când erați mai mici sau când eram noi mai tineri, că trebuia să ne ridicăm din pat,
Să mergem până la perete și să apăsăm de întrerupătorul ăla ca să se stingă. Se pare că lucrurile în ziua de azi încearcă să ne reducă din efort, să ne facă oameni care să nu susțină un efort îndelungat. Și din păcate, se vede lucrul ăsta și în rugăciunea mea și în rugăciunile noastre. Am ajuns să ne lipsească efortul și prima parte a pasajului din dimineața asta ne spune: oameni buni, văduva asta care n-avea niciun statut în societate a depus efort mult. Citim printre rânduri că văduva asta mereu și mereu și mereu venea la judecătorul ăsta și știți ceva, îi spunea același lucru de fiecare dată: domnule judecător, rezolvă-mi și mie problema. Și nu era obosită să tot stăruiască în lucrul ăsta. Și în a doua parte, se pare că ajungem uneori și noi la fel în rugăciunea noastră să ne justificăm și să spunem: Doamne, cât trebuie să așteptăm, că avem mult de când te rugăm și liste și liste și cauze și cauze și mult de când ți le tot cerem. Ajungem să ne justificăm și noi ca fariseul ăsta: Doamne, am postit, Doamne, m-am rugat înaintea Ta, Doamne, ce se întâmplă? Însă ascultați-mi gândul meu din dimineața aceasta. Aceste două pasaje au ceva în comun. Ele nu la voia întâmplării au fost trecute pe program. Gândindu-mă la ele, mi-am dat seama că rugăciunea nu este o preocupare despre lucrurile din jur. Rugăciunea nu este ceva care merge dinăuntru, în afară. Nu, nu. Rugăciunea este o preocupare personală în vremea asta. Și asta e cam contra ceea ce se întâmplă. Permiteți-mi să vă spun că sunt și eu în același lucruri involvat ca și dumneavoastră și ocupația noastră în ultimul timp este: oare ce s-a mai întâmplat? Oare ce se mai întâmplă? Oare ce există în jurul meu? Și tare mult lipsește gândul văduvei acesteia care ar fi putut să-i spună: domnule judecător, dumitale ești un judecător nedrept, eu te cunosc, ai nedreptățit atâta lume, ia uite-te la dumitale, nu mă fă și pe mine să sufăr și eu ca ceilalți, nu mă fă și pe mine să aștept și eu ca ceilalți, ai grijă că te cunosc, știe lumea cine ești. Te cunoaște toată lumea, așa am să fac, să te cunoască lumea. De nu mă rezolv, am eu grijă de tine. Așa au zis văduva asta? Nu. Era preocupată de problema ei. Și nu spunea: domnule judecător, ai grijă că ai făcut prea multe, măcar asta fă o bună. Nu, nu. Cât de rău ar fi fost judecătorul, cât de puține șanse ar fi avut. Văduva asta mereu și mereu a zis: Doamne, aia e problema mea, asta e problema mea, eu am problema asta, cu asta vin la Tine și azi, și diseară, și marți seara, și joi seara, și săptămâna viitoare vin cu ea și știu că într-o zi ori o vei rezolva Tu, ori mă vei rezolva pe mine în gândul meu să înțeleg voia Ta. Ba mai mult, fariseul acesta era neprihănit, credeți-mă că uitându-mă la ceea ce se justifica el, era un om neprihănit. Însă a sărit dincolo de neprihănire. Pasajul spune că și disprețuia pe ceilalți. Haideți în dimineața aceasta să avem o relație personală cu Dumnezeu. Nu contează cine aduce o cauză. De ce? Oare e rezultatul cărui lucru? Nu contează. Problema mea și problema ta în dimineața aceasta este: Doamne, am problemele astea, am cauzele astea înaintea Ta. Doamne, ți aducem
listele alea înaintea ta. Haideți să nu ne fie greu să le menționăm, măcar dacă nu stăruim în rugăciune, măcar să le menționăm în rugăciunile noastre și să spunem: Doamne, adu o trezire la Betel și începe trezirea cu mine. Doamne, ai milă și de sora și de fratele și de familia și de cei ce n-au acte și de cei ce sunt pe trocuri și de Ierusalim și de America și de toate lucrurile astea. Ai milă, Doamne, și ascultă-ne. Ne ridicăm în picioare. Ascultăm încă o dată multitudinea problemelor noastre și nu ne este greu să le rostim înaintea lui Dumnezeu, precum văduva odinioară, și să spunem: Doamne, rezolvă problema asta. Și nu ne este greu să ne uităm la noi înșine și să spunem: Doamne, eu am așa de multe lucruri să le corectez, ajută-mă să le corectez. Amin. Frați și surori, să venim cu recunoștință fiecare dintre noi care suntem aici, pentru noi s-a cheltuit îndurare din partea lui Dumnezeu și am primit vlagă ca să ne deplasăm prin îndurarea Domnului, lăudat să fie Domnul. Amin. Să venim cu mijlocire pentru toate situațiile afișate acolo, Dumnezeu să lasă binecuvântarea, iar o serie de probleme încă n-au ajuns să fie trecute acolo, dar ele există. Ne rugăm pentru fratele Ghiță Lăzăreanu și soția lui, sora Silvia. Domnul Iisus să-i cerceteze, mâna lui Dumnezeu să le vină în ajutor. Ne rugăm pentru fratele Pavel Ilenie. Nu știm dacă e virusul acesta, dar dorim ca Dumnezeu pe fiecare bătrân să-l ia sub ocrotirea lui și să mai lasă binecuvântarea lui. Amin. Domnul Iisus să binecuvânteze și familia Iacoban, pe fratele Gheorghe și pe sora Olga. Domnul să se îndure și de fratele Mladin. Știm că este bolnav de cancer, mâna lui Dumnezeu să-i vină în ajutor. Și Domnul să se îndure de sora Viorica Petraru. Este sora de corp al lui fratele Pavel a Ilenii, sau cumnata, și trebuie ca să treacă printr-o operație foarte dificilă, trebuia să fie operată de cancer, datorită situației cu pandemia din România, s-au amânat odată după dată. Domnul să se îndure de ea, să o cerceteze și să-i dea viață și mâna lui Dumnezeu să fie peste toți bolnavii de la noi din adunare care nu-și spun numele, dar ei sunt în evidența lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu să fie peste țara aceasta, peste România, și brațul Domnului să dea biruință și binecuvântare în fiecare familie. Amin. Dacă mai sunt și alte cauze? Slavă Domnului! Slavă Domnului! Frați și surori, continuăm să ne rugăm pentru copiii noștri, cum amintea frață la timpul de rugăciune. Domnul să se îndure de cei care s-au îndepărtat, de cei care sunt în casa lui Dumnezeu. Domnul să-i ție treji și vegheatori. Să continuăm, cum spunea fratele Narcis, să ne rugăm pentru părinții noștri și Dumnezeu să lasă binecuvântarea ta a lui peste noi toți. Amin. Dacă vreți, rămânem în picioare cu toți, aducem rugăciunea aceasta de cauză. Ne rugăm cu toții și la urmă prin fratele Iacobuț să mulțumim Domnului. Amin. Înaintea ta venim, o Tată, stând din ceruri, îți mulțumim pentru bunătatea, pentru dragostea, pentru mila și îndurarea ta, Doamne, care tu ai avut o față de noi, Doamne. Te rog să binecuvinteze, Doamne, ziua aceasta, binecuvintează inimile noastre, Doamne. Te rog să lasă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt, lasă biruința Ta, Doamne, lasă dragostea Ta, Doamne. Întărește-ne, dă-ne putere, Doamne, fii cu noi, rămâi cu noi la curma vieții noastre. Slavă, cinste, glorie, ți aducem Tatăl Ceresc. Te rog să lasă, Doamne, din Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, orice Tău, care este înainte de cazul aceasta, te rog să dai biruința, mă rog, pe cercetare, Deus, te rog, trezește-le mintea, Doamne, începe trezirea cu mine, Doamne. Te rog să dai putere, Doamne, slavă și onoare în numele Tău, binecuvântă pe sora Didina Pichiară. Doamne, bărăgă, Doamne, pentru cauzea mi-a vizită, Doamne. Dă biruință, Doamne,
dă biruință, dă binecuvântă pe fratele Aileni, aveți aminte de el și îndurătate, binecuvântă pe fratele Ghițu și pe sora Silvia, ajută-ne ca toate și totul să slăvim numele Tău, Doamne, gloria să te podomească, menul slavei, o sară numelui Tău, Iisuse! Ai fost cu noi, Doamne, ne-ai rugat să ajungem în această biserică. Acum te rugăm să o binecuvântezi, Doamne. Binecuvântează toate sufletele. Binecuvântează pe cei care sunt bolnavi, care n-au făcut binecuvântare. Binecuvântează întreaga biserică, Doamne. Binecuvântează și poporul nostru, Doamne. Ai bine de noi, Doamne. Te rugăm, Doamne, să rămâi cu noi. Să binecuvântezi lui mic și mare. Noi te lăudăm, te glorificăm, Tatăl. Am vrea să întrebăm dacă a fost ceva din partea lui Dumnezeu, este timp să se spună. Dacă n-a fost nimica, vă rog să ocupați locurile și frații care sunt rânduiți vor continua. Amin. Din cuvânt eu am aflat, Iisuse, Tu m-ai salvat, viața Ți-ai jertfit pe cruce la Calvar. Prin Sfânt sângele vărsat, mântuire Tu mi-ai dat, de păcate, Doamne, m-ai eliberat. Tu mi-ai dăruit lumina, Tu ești al meu salvator, nu mai rătăcesc prin lume ca fiul risipitor. Astăzi am primit lumina, sunt un fiu răscumpărat, prin credința în Tine, Doamne, sunt salvat. Tu mi-ai dăruit lumina, Tu ești al meu salvator,
nume ca fiul risipitor. Astăzi am primit lumina, sunt un fiu răscumpărat. Prin credința în tine, Doamne, sunt salvat. Credincios pe drumul meu, Doamne, vreau să fiu și eu, să-ți slujesc numele tău în orice zi. Să renunț la voia mea, să fac numai voia ta. Ia-mă, Doamne, tu în stăpânirea ta. Căci tu mi-ai dăruit lumina, tu ești al meu salvator. Nu mai rătăcesc prin lume ca fiul risipitor. Astăzi am primit lumina, sunt un fiu răscumpărat. Prin credința în tine, Doamne, sunt salvat. Tu mi-ai dăruit lumina, tu ești al meu salvator. Nu mai rătăcesc prin lume ca fiul risipitor. Astăzi am primit lumina, sunt un fiu răscumpărat. Prin credința în tine, Doamne, sunt salvat. Cu toții ajutați de Dumnezeu, ocrotiți de Dumnezeu, ne unim inimile și binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu că într-o vreme foarte dificilă noi mai putem veni în casa lui Dumnezeu, mai putem cânta laude lui Dumnezeu, ne putem închina, toate îi le datorăm lui, de la el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, lăudat să fie în numele Domnului. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Am dorit în continuare să ocupăm locurile. Corul va lăuda pe Domnul cu o cântare. În timpul cântării vor intra mirii și cei ce îi însoțesc. Când mirii se vor pleca pe genunchi, ne vom ridica și noi în picioare înaintea aceluiași Dumnezeu pe care slujesc și iubesc și mirii și noi toți. Amin. Și spre ea
Fiți bineveniți în casa lui Dumnezeu și binecuvântați în calitate de mire și de mireasă Alex. O zi binecuvântată, Sara, o zi binecuvântată. Domnul să înceapă cu binecuvântări și să reverse binecuvântări, începând și din ziua de azi și până vă veți sfârși alergarea pe pământ. Hai să citim cuvântul lui Dumnezeu. Citim cuvântul Domnului din Epistola Apostolului Pavel, capitolul 5, începând cu versetul 19 până la 33 inclusiv. După citirea cuvântului lui Dumnezeu, doresc ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Onofrei Rotar, tatăl Miresei, să ceară binecuvântarea Domnului, ca Dumnezeu să reverse o părtășie deosebită la picioarele lui. Amin. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică, încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Ne rugăm prin fratele Onofrei Rotar. Vrem să te lăudăm, să te binecuvântăm, să te cinstim pe tine, că ești Marele Domn și Împărat. Tu meriți toată slava, toată cinstea, toată gloria, de aceea stăm înaintea ta și te lăudăm pe tine. Îți mulțumim pentru harul acesta, pentru dragostea ta care ți-a arătat-o față de familiile noastre. Mulțumim că dimineața aceasta, Doamne, ai binecuvântat familia fratelui Andrei, familia noastră, Doamne, și suntem împreună toți în biserică, împreună cu frații care ne însoțesc, cu prietenii, Doamne, lasă îndurarea în ziua aceasta, lasă binecuvântarea ta care va fi în dimineața peste cei ce vor vorbi din cuvântul tău, peste cântările de laudă, peste tot ce se face în casa de adunare, Doamne, vrem ca tu să binecuvintezi și să lași îndurarea ta peste noi toți. Pentru toate noi îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim pentru Sera și pentru Alex. Tu, Doamne, și în dimineața aceasta venim înaintea ta cu mulțumire. Un plâns și o cântare de jale, tu ai lăsat binecuvântare, Doamne, familiile noastre. Și în dimineața aceasta noi venim să-ți mulțumim. Vrem să te lăudăm pentru tot ceea ce tu ai lucrat în viețile lor și în viețile noastre. Și pentru toate noi rămânem recunoscători toată viața, că și tu mult bine ne-ai făcut.
Îți mulțumim, te lăudăm și te binecuvântăm și dorim ca în continuare brațul tău să fie prezent la lucru, Doamne, să ne cercetezi, să ne ocrotezi, să veghezi asupra locului acesta de închinare, Doamne, și noi toți, Doamne, să-ți aducem slavă și glorie, căci numai tu meriți, Tată, prin Domnul Iisus și onoare Duhului Sfânt, fii lăudat în veci. Amin. Să reocupați locurile. În continuare, un grup de fete au o cântare spre slava lui Dumnezeu. După grupul de fete, familia Huțan va lăuda pe Domnul cu o cântare, în timp ce familia Huțan laudă pe Domnul cu o cântare, facem colecta pentru nevoile bisericii. După familia Huțan, grupul de băieți au o cântare spre slava Domnului și ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Ionel Duca. Frate Onofrei, m-am bucurat chiar în rugăciune să aduci mulțumiri lui Dumnezeu și poate dați-mi voie să-L înalt și eu pe Dumnezeu, că în ziua aceasta seara este mireasă. Noi puteam avea un moment foarte trist în viață și sigur multe încercări au fost și pentru Alex, dar dacă în ziua aceasta seara este mireasă, este mare, mare, mare îndurare din partea lui Dumnezeu, lăudat să fie El. Când ea a trecut prin accidentul acela și s-au blocat ușile la mașină și mașina a luat foc, numai Dumnezeu a îngăduit să vină un pompier din partea cealaltă de expres, să vină să spargă geamul la mașină și să o extragă pe Sera. Domnul a găsit atunci un înger izbăvitor pentru ea și din toată inima spunem, lăudat să fie Domnul. El știe să izbăvească și în momente complicate din viață, când în câteva secunde putem părăsi scena lumii acesteia, Dumnezeu ne vine în ajutor, mărit să fie El. Haideți să lăudăm numele aceluia care merită toată lauda, Domnul să reverse binecuvântare în cântare, în vestirea cuvântului lui Dumnezeu și tot ce facem să fie spre slava lui Dumnezeu. Amin.
deschide și ne vei duce în slava ta. Să vă iubiți totdeauna unul
Creator să vă prețuiți, astăzi să aveți temelile ai, o familie model, coțișor de rai. Spuneți dacă dragostea, spuneți da, vă uniți în fața sa, spuneți da. Spuneți dacă dragostea, spuneți da, este temelia sa, spuneți da. Spuneți dacă dragostea, spuneți da, vă uniți în fața sa, spuneți da. Spuneți dacă dragostea, spuneți da, este temelia sa, spuneți da. Binecuvântări de la Domnul Iisus.
Tells us the following things in 1 Corinthians chapter 13, verses 7 and 13. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. And verse 13, and now abide faith, hope, love, these three. But the greatest of these is love. We are gathered here today to witness the joining into the holy matrimony of Alex and Sarah. We are all witnesses to their love. To God's love that has brought them together. And I'm sure we can all confidently state this morning that the greatest gift that God has given people is the ability to love and to manifest love towards one another,
towards other people. The greatest gift that God has given people is to have the ability to love. And that begs to ask the question here this morning, what is love? Indeed, it is a powerful human and divine emotion. A powerful human and divine emotion. Because of love, you do things that you never thought that you could do. And you do it with so much ease. You behave a certain way. You talk a certain way. You feel a certain way. And you see, you do all of this because love has taken over your life. And this love is starting to impact every single aspect of one person's life. And that, brothers and sisters, goes to the testimony and to the power of love. Our Heavenly Father is the truest example of love. And the Word of God tells us in John 3:16, "For God so loved the world that He gave. He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." You see, love changes everything. It changed the heaven. And it was the love of the Father that brought Jesus into our world. It changed everything. Love changes everything. Is there love in our lives this morning? Is there love in our interactions, in our words, in our actions, in our behaviors every single day? Is love a real factor? Do you still love your wife this morning? Do you still love your kids this morning? Do you love your family? But here's the important thing. Do you show it every single day? It's easy to talk about love. But love, see, it takes over your life and you start manifesting it in a very easy way because you choose to love. Can others see this love in your life and in my life? And for those of us who are present here to the celebration of love, do you, do I love my brothers and my sisters who are here this morning, the people around us? And most importantly, can you accept and love those who are not like you this morning? And the Word of God tells us in Luke chapter 6, verse 32, if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. God gave everything. He gave His only begotten Son. And it really changed the direction of our lives, the direction of humankind. I pray that the same thing happens in our life. And practically speaking, what does love do? 1 Corinthians chapter 13 is such a powerful chapter, and it really describes love at its very best. I will focus in a couple of moments on a couple of practical aspects of what love really does
So we can all relate to it in a practical way. Verse 7, as I just read, to begin with, love bears or it covers all things. Love bears, it covers all things. In other words, brothers and sisters, love does not embarrass other people. As a husband, as a wife, you don't talk bad about your partner. You don't tell your friends your problems, your challenges, your maybe even your the fights, the disagreements that you have. You do not talk about your partner. Because if you and I talk bad about the ones that we married, whom do you expect to do the good talking? Your neighbors, the strangers, the pastors, the brothers, the sisters, perhaps. Protect your family. Deal with your problems in the family in a loving way. Love your family. Love them deeply. Amen? Because love bears, it covers all things. And the same goes for our Christian brothers and sisters. If you know of someone's problem or temptation or hard time, weakness, maybe even sin, don't be in the business of embarrassing that person, because God never embarrasses people. Do you do that? Love bears all things. Help us, Lord Jesus, to keep that in mind. Another practical aspect about love. Love, same verse, verse 7, believes and hopes all things. It is a proven fact that the notion of belief changes people's lives. It is a proven fact. And every single one of us who is present here today or even watching, we are facing real battles in our lives. Some of us have been fighting some of our battles for a long, long time. Some of these battles will be with us for the rest of our lives. And we trust few people and perhaps no one to truly open up and ask for help. Let me tell everyone who's fighting a battle this morning, today, you are not alone in your journey. I believe with my whole heart that you can get back up. You can have your faith restored. You can have your life back. You can have your family restored, because love believes and hopes for all things. Amen? Fight for your family. Fight for your kids. Fight for your wife. And believe that the best is yet to come. I'm reminded of Alex. He shared a testimony with us about a year and a half ago, and he said something that encouraged my faith. And he told us, all the youth, about 120, 50, however we were there. And he said, I came home one night. It was 2 o'clock in the morning. And I entered my house. And my dad and my mom, they were on their knees praying for me. And they were calling out my name. You see, their love as parents covered for him. And today he's here as a husband. May God bless you, family. May God bless you. Because you see, love, it believes that it will get better. And as a result of that, we have you here today. Amen? Amen.
Find someone that you can believe for when they have no more faith and be there for them. Pick them up. Alex and Sarah, no matter what life brings your way, believe in one another. Speak words of encouragement towards one another and of faith to one another. Have faith in God and have faith in each other. And always believe for the best that will come out of each other. May God bless you to that. Amen. Verse 7 brings another practical aspect, and I'm getting close to the end of this message. Love endures all things. In other words, love stands the test of time. It is steadfast. It is committed. Love forgives. Every true relationship will be tested. Every marriage will be tested. Your marriage will be tested. Perhaps you'll face trials, tribulations. Difficult times. Your love for one another will be tested. Forgive one another. Forgive others. Choose to walk in forgiveness. This way together, your love will conquer all things. In conclusion, we talked this morning about what is love. And we said that love is a powerful human and divine emotion that changes everything. Because of love, you are here today. Because of love, you are saved here today. Because God has blessed you. And we are grateful for that. And brothers and sisters, God is calling every single one of us to share this love with every single person around us. And then we talked about what does love do in a practical way. Really quick, it bears, it covers all things. It doesn't embarrass people. It doesn't despise other people. It believes and it hopes at all times. It gives you the power to have faith in one another. And always believe that the best is yet to come from your partner. And finally, it endures all things. It practices and it walks in forgiveness. Today, in front of us, church, we have an example of love. I pray that God blesses this new young family and blesses every single family of the church to walk in love, to demonstrate love, and to be marked by love every single day. Amen. Frați și surori, mulțumim Domnului pentru aceste învățături. Continuăm să slujim Domnului prin cântare, prin cuvânt. Un grup de copii au o cântare, după care grupul cu Emma, Marcu, au și ei o cântare. Apoi Tave și Cristi laudă pe Domnul cu o cântare și în urmă ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Sorin Gafencu. Domnul să-i dea cuvânt. Amen.
când voi porniți la drum, să nu plecați fără Iisus, căci fără El e totul. A fost odată o grădină cu ciripit de păsărele, râuri multe cristaline șopoteau sumii de stele. Acolo a început iubirea, printre oameni fericirea, când Creator a făurit ajutorul potrivit. Unul pe altul v-ați ales, fericire vreți să aveți. Stați cu Domnul neclintiți, pe calea sa mereu să fiți. Sus pe munte sau în vale, stați cu El nedespărțiți. Nu lăsați a lumii valuri să răpiască al vostru cămin. Fiți înțelepți, stați neclintiți, pe calea sfântă să pășiți. Cuvântul vieții zi de zi în voi să fie, să-l citiți. La rugăciune vă îndemnați, cu Domnul Sfânt de vorbă stați. La părtășie să veniți,
cu frații în Domnul vă uniți. Unul pe altul v-ați ales, fericire vreți să aveți. Stați cu Domnul neclintiți, pe calea sa mereu să fiți. Sus pe munte sau în vale, stați cu El nedespărțiți. Nu lăsați a lumii valuri să răpiască al vostru cămin. Să înfloriți doar în iubire, să dăruiți în tot ce-i bine, să răspândiți în jur parfum și o lumină pe-al vostru. Căci rostul vieții nu-i aici, ci sus în cer, în paradis. Când cu Iisus pe veci veți fi, veți fi cununa să primiți. Unul pe altul v-ați ales, fericire vreți să aveți. Stați cu Domnul neclintiți, pe calea sa mereu să fiți. Sus pe munte sau în vale, stați cu El nedespărțiți. Nu lăsați al lumii valuri să răpiască al vostru cămin. Lui Dumnezeu, a Domnului Iisus și a Duhului Sfânt să fie toată cinstea, slava, gloria și închinarea de acum și în vecii vecilor. Amin. Vă invit respectos să ne ridicăm în picioare, ne și mai dezamorțim puțin. Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Proverbele sau Pildele lui Solomon, capitolul 4, de unde vom citi 9 versete, pagina în Sfânta Scriptură 642, Proverbele sau Pildele lui Solomon, capitolul 4, de la versetul 1 la 9 inclusiv. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiu gingaș și singurul la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa, ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Amin. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Iubiți miri, iubiți părinți, iubiți frați și surori, sunt bucuros să fiu la căsătoria lui Alex și a lui Sera. De fapt, eu sunt aici să înlocuiesc pe fratele Andrei de la Kitchener. Dânsul n-a putut să ajungă datorită bordul este închis și atunci ei m-au invitat, eu am răspuns da și nu numai lor, cei care o să ne invitați o să facem cu cea mai mare plăcere, numai să fim onorați, să nu fim plecați undeva sau de felul acesta și sunt onorat să fiu la nunta voastră. Eu am să rostesc câteva cuvinte, n-am pretenția că o să vorbesc potrivit 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 8. Prin Duhul despre înțelepciune, dar mie îmi place să vorbesc despre înțelepciune. Pentru că observ în vremurile în care trăim, e o mare lipsă de înțelepciune. Am găsit în Scripturi o familie care mă gândesc că s-au căsătorit din dragoste, Nabal și cu Abigail. Mă gândesc că s-au căsătorit și aia din dragoste. Însă dovada sau comportamentul lor n-a fost unul cu înțelepciune, încât Abigail vine și spune la David, auzi împăratul meu, așa cum e numele, așa e și el. Nebun.
Ciudat, nu? Mă gândesc că și ei s-au căsătorit din dragoste. Trăim o vreme foarte ciudată. Orice sistem din lumea asta nu doresc oameni înțelepți. Nimeni nu dorește oameni înțelepți. Pentru că atunci când ești înțelept și când ești educat din Scripturi, ca asta înțelepciunea asta nu găsești, poți să faci calici mulți ani. Când ești educat din Scripturi, gândești pentru tine, pentru casa ta și dacă slujești într-o biserică, gândești și pentru 400 de oameni. Sau 500, sau 1000, asta nu-i lucru simplu. Și înțelepciunea asta se dobândește doar de aici, de la Dumnezeu. Câteva cuvinte am să rostesc. Dacă ar fi să pun un titlu aici, aș pune înțelepciunea e ca un tezaur în familie, ca o comoară, ca un lucru prețios. Fratele Ionel a vorbit așa de frumos în limba engleză despre dragoste, să umblăm în dragoste. Biblia spune că dragostea acopere o sumedenie de păcate. Dar umblarea noastră în neînțelepciune nu vi se pare că descoperă o sumedenie de păcate? Și noi vorbim de dragoste. Ei, acum verificăm una cu cealaltă. Biblia spune în Roman 5 că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ni s-a dat. Verificăm cât Duh Sfânt avem cu roadele. Și le verificăm una cu alta. Și atunci vedem unde ne aflăm. Ei, eu sunt în cele trei pasaje din Efeseni, Coloseni și Petru, Biblia, când are pasajele și textele pentru căsătorie, vorbește despre supunere la soție și despre iubire la bărbat. Ei, și una și alta sunt verificate. Iacov spune, cine este înțelept să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute prin înțelepciune. Acum când vezi comportamentul oamenilor, îți dai seama câtă iubire e acolo și câtă supunere e acolo. Că toată lumea se căsătorește din dragoste. Cel puțin așa se zice. Sau verificăm câtă înțelepciune este și ne dăm seama, chiar și în perioada asta, eu nu vreau să comentez organizarea nimănui, dar fiecare a discutat cum să ne comportăm în vremea asta de pandemie, nu? Și noi am fost sunați și dumneavoastră, mă, cum să... Și atunci am răspuns și eu, după puțina mea înțelepciune, puțin. Mă, dacă sunt 5 membri adulți în familie, veniți cu o singură mașină, nu veniți cu 4. Dacă aveți parcare în spate, parcați mașinile în spate. Dacă aveți 5 telefoane, veniți numai cu 2, cu 1, că nu e nevoie să răspundeți între ore, nu aveți business-uri toți să dați să răspundeți la telefon. Asta, e bună credința, e bun postul, e bună rugăciunea, dar fără înțelepciune. Ne batem cu bota noastră și în familie la fel. Dacă trebuie să filmăm, filmăm numai aici. E nevoie să filmăm oricare slujbă. Dacă e un mesaj evanghelic, filmăm de aici. Dacă e un mesaj de căsătorie, să ne vadă rudenile, putem filma o parte. Dar de ce să ne batem cu bota noastră dintr-o lipsă de neînțelepciune? Am avut o rudenie în familie, dau un exemplu practic, care a stat în pușcărie 2 ani de zile pe motiv când a apărut CAP-ul în România, cei care, frații mai în vârstă, știu. Și au zis că CAP-ul e fiară, nu vrea să se înscrie la fiară, deși nimeni nu le-a cerut să se lepede de Hristos. Și a stat în pușcărie 2 ani de zile și a venit la tatăl meu acasă și i-a spus, ascultă, Dumitre, am stat în pușcărie degeaba. Nu mi-a cerut nimeni să mă lepede de Hristos. Am zis că CAP-ul e fiară și nu m-am dus. Să nu suferim degeaba, să ne purtăm cu înțelepciune în familie, acum revin la familie. Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt Solomon, cartea lui Solomon are ca scop școala înțelepciunii. La școala aceasta este chemat fiecare, nu contează numărul anilor sau vârsta. Biblia spune în capitolul 1 așa, pilnele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință,
Pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt cu adânc înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Și în școala asta suntem chemați cu toții, e nevoie de supunere, e nevoie de dragoste, dar dacă nu ne comportăm cu înțelepciune, i-am observat în familie, sunt soții mai supuse decât cere Biblia. El vine de la pescuit, de la fotbal și merge la vânat. Iar soția e prea supusă cu 5 copii acasă în fiecare zi. E prea supusă. Și invers. Exemplele pot continua, nu vreau să intru în amănunt. Însă, în școala aceasta a înțelepciunii, poți dobândi înțelepciune, dar trebuie să ai o bază minimă. Și baza aceasta minimă, știți care este? Să acceptăm ca să fim învățați. Să acceptăm să fim învățați. Foarte mulți oameni, și pe plan spiritual, pe plan profesional și în familie, nu acceptă să fie învățați. Și noi lumim în limbajul nostru încăpățânați. Așa lumină. Băi, încăpățânat ești. Nu acceptă să fii învățați. Cred că ei știu totul. Iar Proverbe, capitolul 3, cu 7, spune: nu te socoti singur înțelepți. Ei, când te socotești singur înțelepți, lucrul acesta e păgubos, pentru că îi tratezi pe ceilalți din jurul tău cu dispreț, cu aroganță. Te uiți așa de sus, tu le știi pe toate, tu cunoști pe toate și îi tratezi pe cei din jurul tău cu aroganță. Cuvântul lui Dumnezeu aici, în pasajul acesta, ne spune despre un tată care a dat învățături fiilor săi. Ascultați-mă, înțelepciune putem să luăm din Scripturi, dar și de la părinții noștri. Eu am avut un tată care m-a petrecut la gara de nord la Suceava când am plecat în armată și mi-a spus așa, după ce m-a sărutat pe obraz, mi-a spus, am să mă rog lui Dumnezeu, mi-a șoptit la ureche, era aglomerație mare atunci și auzeam că în armată e greu și mi-a spus, am să mă rog lui Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, să știi cum trebuie să te porți, să o duci bine. M-a mai îmbrățișat odată și mi-a spus, să fii înțelept, că e plină lumea de ceilalți. Și m-am urcat în tren, am deschis geamul să-mi iau rămas bun, că veneam acasă la 8 luni de zile și în timp ce am deschis geamul, să fiu om, nu uit cuvintele astea până mor, să fii om pentru că ai să duci ușor pocăința. E bună dragoste, e de valoare cea mai mare. Dacă nu ne comportăm cu înțelepciune, dacă nu suntem oameni, pocăința e o povară pentru noi. E un juc de bel ducem. Pocăința, să fii om, să fii da, da, nu, nu. Să-i respecti pe ceilalți din jurul tău. Eu respect foarte mult părinții noștri și bătrâni, frații bătrâni. Știți de ce îi respect eu? Pentru că ei au experiență. Primii care trebuie să-i ascultăm noi, de unii învățăm înțelepciunea. Pentru că ne naștem în familie de credincioși, suntem copii, dar învățăm de la părinții noștri. Nimeni, Alex și Sera, nimeni nu ne vrea binele mai mult decât tata și mama. În lumea aceasta nu există persoane care să ne vrea mai mult bine decât tata și mama. Chiar dacă diferă generațiile una de alta, chiar dacă diferă mentalitățile noastre, limba, cultura de unde ne-am născut, dacă diferă, știți ceva? Ei au experiență. Eu apreciez frații care vorbesc în slujire, în limba engleză, în greacă, care vin și expun textul în 7 firuri și în ebraică și în greacă, dar apreciez mai mult oamenii care au experiență, pentru că Domnul Iisus spune așa, când vorbea cu Saducheii în Matei 22, vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Adică eu puteam să predic, să explic textul orice limbă aș vrea, însă vine orbul care era născut orb din naștere în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, și spune așa. După ce Domnul Iisus îl vindecă pe orb, farisei îl iau la bani mărunți, cum zicem noi românii, da? Și îl întreabă, bă, dar ăla e păcătos care te-o vindecat pe tine, adică Iisus Hristos. Orbul i-a spus simplu, bă, fraților, că e păcătos, că nu-i păcătos, nu știu, eu știu una, am fost orb și văd. Experiența nu poate fi contrazisă.
Noi ne mai contradicem din teorie, din scriptură, că aici e tradus într-un fel, că aici e tradus în alt fel. Să vedeți că în greacă e așa, în ebraică e așa, în engleză e așa, nu ce e așa. Însă experiența nu poate fi contrazisă. De aceea îi respectăm și îi ascultăm, pentru că ei sunt primii care ne vor binele. O altă exemplu este cei din Fapte 3. Ioan și Petru merge la poarta cea frumoasă, se vindică ologului, se ridică în picioare și Sinedriul îi ia pe cei, pe apostoli și îi închid și trag la socoteală. În a cărui nume vorbiți voi, n-aveți voie să vorbiți în numele acesta, dar Biblia spune, nu puteau să spună prea mult, să ia prea tare la rost, pentru că vedeau pe ologul care era vindecat în dreapta lor, vedea lângă ei mărturia, dovada, experiența, nu poate fi contrazisă. Sau, iubiți tineri, vreau să vă spun, respectați părinții și în continuare, nimeni pe lumea aceasta nu vă vrea bine de mai mult decât vă vrea tata și mama la ambii. Și atunci veți dobândi înțelepciunea. Asta e de fapt înțelepciunea, să accepți să fii învățat, chiar dacă nu potrivește ideile, părerile, chiar dacă nu potrivește multe lucruri din vremea asta, să accepți, să asculți, spune tata, spune mama, ascultă cu respect și respectă-i, aceasta va fi binecuvântarea casei voastre până vor veni, până vor ținea vremurile, să știți. Ascultarea de părinți, care în vremea aceasta este o, să ne socotește foarte mult. Eu mă uit și am spus și la privechi, mă ia groaza în ce societate trăim, în ce educație, cât e de neînțeleaptă lumea asta. Să ai copii, să nu vină să te vadă când mori, când treci din lumea asta, să trimată compania, să te ia într-un cerșaf, să te arunce într-o mașină, să fii dus la crematorul, să te ardă. Mă miră, o prostie, oameni nebuni. Așa îi numește Solomon. Nebunia lumii, astea sunt oameni nebuni, fără niciun Dumnezeu. De aceea vreau ca să vă îndemn, să căutați înțelepciunea. Uitați-vă ce spune Biblia aici. Căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiul gingaș și singur la mama mea, nu era Solomon singur, mai avea frați, dar putem numi fiul preferat al mamei sau al tatălui, fiul preferat. Păstrează în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Cu tot ce ai, dobândește priceperea. Nimic nu e mai important ca înțelepciunea. Iov, în capitolul 28, eu nu mai citesc doar câteva cuvinte, Biblia spune, dar înțelepciunea unde se găsește? Omul nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii. Îți dai seama ce valoare are înțelepciunea aceasta. Versetul 14. Atâncul zice, nu este în mine și marea zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului curat. Nu se cumpără cântărindu-se cu argint. Nu se cântărește pe aurul de ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul. Nu se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarul. Cuvântul lui Dumnezeu spune următorul verset la final, că la Dumnezeu este înțelepciunea. Dumnezeu îi cunoaște drumul, versetul 23. El îi cunoaște locuința. Dacă vrem înțelepciune, trebuie să acceptăm să fim învățați. Și primii în viață, primii pași în copilărie și în adolescență sunt părinții. Când ajungem mari la maturitate, eu așa am făcut și sugerez și altora, verific dacă tata și mama cred bine. Pentru că ne naștem copii credincioși și atunci punem mâna pe Scriptură și verificăm credința lui tata și a lui mama, o fi autentică, o fi bună. Mai verificăm, deși sunt oameni de încredere, deși sunt oameni temători de Dumnezeu, dar pentru mine personal, ca să știu ce dau și copiilor mei, verificăm, luăm Scriptura și o citim din scoartă în scoartă și o mai citim și mai citim o dată să vedem dacă ce credei cred bine, ca să fiu bazat, să mă duc pe temelie și atunci găsim în cuvântul lui Dumnezeu înțelepciunea. A citit dimineața la timpul de rugăciune din Iosua, în capitolul 1, versetul 8, unde cuvântul lui Dumnezeu spune, cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei înspăti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.
aveți nevoie de înțelepciune, de la Domnul înțelepciune. Înțelepciunea se găsește în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 119, versetul 98, spune Biblia așa: poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei. 104, prin poruncile tale mă fac mai priceput. 130, descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Deuteronom 4:4 era un semn pentru evrei în mijlocul neamurilor care trăia. Mă întreb, pentru Biserica lui Dumnezeu este un semn felul cum trăim, că de dragoste e ușor de vorbit? Uitați-vă, hai să ne verificăm cu înțelepciunea. Uitați-vă ce spune Biblia în Deuteronom 4, versetul 5 și 6. Iată, v-am dat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Dovada trăirii noastre pe acest pământ, dovedim înțelepciune. Alex și Sera, mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să căutați înțelepciunea. Primul lucru, trebuie să acceptați că trebuie să fiți învățați. Fiecare om care acceptă să fie învățat poate trece în a doua clasă, poate dobândi înțelepciune. Ea vine de la cei cu experiență în primii ani ai copilăriei și adolescenței, apoi vine din Scripturi, apoi prin rugăciune. Capitolul 2, versetul 1 spune așa: fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune. Din gura lui este cunoștință și pricepere, el dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Atunci, versetul 9, atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Când vei fi plin de înțelepciune, și aceasta vine și prin rugăciune, beneficiile ei sunt enorme. Pasajul de aici spune în versetul 4 că vei trăi, versetul 6 te va păzi, versetul 8 te va înălța, versetul 10 anii ți se vor înmulți, pe cărarea neprihănirii nu te vei poticni, versetul 11 femeia înțeleaptă zidește casa cu mâinile ei. Un om înțelept este plin de putere, își oțelește vlaga, se sacrifică pentru familia lui. Prin înțelepciune se înalță o casă, spune Proverbe 24:3. Mă apropii de încheiere, într-o lume care nu se dorește educarea și să facă oameni înțelepți. Orice sistem din lumea aceasta dorește cât mai mulți oameni naivi. Că atunci când gândești, ești diferit și ești un pericol pentru mulți. Când cineva îți va spune, stai pe banca asta și vei sta, va fi ok. Când vei spune, dar de ce să stau aici, să nu stau dincolo? Atunci deja își va pune întrebări despre tine. Fiți înțelepți. Biblia spune în Petru, bărbatul să se poarte cu înțelepciune cu soția lui. Fă aceasta. Ascultă și respectă-ți părinții în continuare. Cum ai făcut-o până aici? Dacă ar trăi, bătrânul meu tată i-a sărutat mâinile. Și ce mi-a spus odată? Am închis ușa și m-am dus la școală și mi-a spus așa printre uși: o să vezi tu când o să ai, o să te căsătorești și o să ai și tu copii. Fără experiență eram. Acum dacă ar mai trăi, spune, bine a spus tata, bine a spus mama. Oamenii cu experiență să-i prețuiești, pentru că experiența nu poate fi contrazisă. Dacă ar trăi, i-a spus din nou, i-a sărutat mâinile, pentru că mi-a spus așa, o să vezi și tu când o să ai copii cum o să fie. Și acum văd pe pielea mea, dacă ar trăi din nou, i-aș da mai mult respect. Ceea ce neglijăm în viață să o facem. Al doilea lucru, găsim înțelepciunea prin cuvântul lui Dumnezeu. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Familia care citește cuvântul lui Dumnezeu împreună și se roagă împreună, rămâne împreună. Să nu te miri dacă vin la adunare și sunt în societate oameni care vin împreună la căsătorii, stau împreună în aceeași casă, dar ei, foarte mulți dintre ei, sunt divizați. Familia care citește Biblia împreună, se roagă împreună, rămâne împreună. Apoi, prin rugăciune, dobândim înțelepciune, iar beneficiile ei sunt enorme. Trăirea în înțelepciune, versetul 9 spune, va pune o cunună pe cap.
la sfârșitul călătoriei, că viața trece, frumusețea trece și banii trec. La sfârșitul călătoriei, Domnul ne va pune o cunună pe cap, dacă vom umbla în înțelepciune. Și în lucrurile materiale, umblați în înțelepciune. Nu vă uitați la oamenii slabi de caracter, care fac 3 lei și își iau un lucru scump pe datorii. Nu vă uitați la oameni slabi, nu vă uitați la oameni corupți care s-au infiltrat printre noi și slujesc datorită unor lei, datorită unor bani și un business care nu au fost în stare să-și educe cu înțelepciune casele lor, dar vor să educe biserica lui Dumnezeu. Fiți oameni înțelepți, puneți preț pe înțelepciune în casa voastră. S-au dus și alții după nuntă și au cumpărat mașină sport și au venit înapoi sportivi. Ei hazliu, puneți preț pe înțelepciune și cereți la Domnul și în lucrurile materiale, pentru că îți mai spun ceva, noi suntem oameni în firea pământească, dacă am trăit singura familie în Detroit, nu ne-am îmbrăcat așa modern, n-am avea mai mașini așa de scumpe, n-am avea case așa mari, pentru că n-avem la cine arăta. În adevăr ce vă spun, nu e o poveste. Dar pentru că suntem într-o comunitate și vrem să arătăm, de-aia e multă prostie, spune Solomon aici. Să umblați în înțelepciune și Domnul o să binecuvinteze casa voastră, viitorul vostru, copiii voștri, vă veți bucura, iar la final Domnul vă va încununa. Slăviți să fie numele Domnului, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Corul laudă pe Domnul cu o cântare. După cor, un grup cu sora Sara Balmoș. Dacă cumva au cântat, eu prima dată am făcut anunțul cu un grup de fete, vă lăuda pe Domnul. Deci, cum vor găsi surorile cu cale și ne apropiem de oficierea căsătorii. Inumilința, inumilința.
fericire, întreaga viața lor de căsnicie, tu să o sfințești, să dea experimentul plăvișerii, să-i călăuzești. Viață lor, în fața lor privire, tu mai la Hristos, să-i ca să știe să-și trăiască viața cu folos. Păstrează-i, Doamne, păstrează-i, pace și pace sfântă și avocat, de credință, de credință și mântuire, și umple-i viața lor, umple de fericire, întreaga viața lor de căsnicie, tu să o sfințești, să dea experimentul plăvișelui, să-i călăuzești, viață lor, viața lor, privire numai la Hristos, să-și știe să-și trăiască viața cu folos. să fie nedespărțit.
Tău, Părinte, ca să fie nedespărțit. Azi visul vostru se împlinește, în dragoste voi vă uniți. Ține pe brațul Tău, Părinte, ca să fie nedespărțit. Iubiți miri, înainte ca să ne rugăm și să vă punem întrebări, eu aș vrea să fac o recapitulare a biruinței care Dumnezeu a dat-o pentru ziua aceasta. Cu aproape un an în urmă, într-o duminică seară, a fost o cercetare deosebită din partea Duhului Sfânt la noi în biserică. Atunci Duhul Dumnezeu l-a luat în primire pe Nic Balmoș, parcă-l văd cum n-a făcut-o de multe ori, s-a ridicat în picioare, a mers și a pus mâna pe fratele Onofrei și mi-amintesc cuvântul Domnului. Bărbatule, în casa ta mă lași ca să lucrez eu sau vrei ca să lucrez tu? Printre altele spunea Duhul Dumnezeu înainte de accidentul lui Sera că vrăjmașul vrea să aducă chiar un steag de doliu în familie, să se iasă cu post, cu rugăciune și familia aceasta Sera. Tata și mama care te iubesc s-au grăbit să iasă înaintea lui Dumnezeu și au făcut lucrul acesta. Apoi a urmat izbăvirea care Dumnezeu a dăruit-o și îndreptățit. Era fratele Onofrei să primească el o încredințare din partea lui Dumnezeu că poate să cadă de acord cu pasul acesta. Acum eu vă reamintesc cuvântul Domnului, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Seraș cu Alex, voi doi puteți să depănați amintirea aceasta și să o puneți ca o piatră la temelia căsniciei voastre. Mare îndurare a arătat Dumnezeu față de voi și dați-mi voie să vă spun, fiindcă Alex mi-i nepot, îl știu un copil vocal, o voce care se cerea ascultată și de mic copil, eu știu numele Alex în familie, nu era amintit cu ocazia obrăzniciilor, dar Alex tot avea ceva de spus. Și cred că și Sera, amândoi, aveți multă personalitate și eu cred că în familia voastră este de căpetenie cuvântul acesta care îl spune cuvântul lui Dumnezeu. Vorbiți între voi cu psalm, dacă Dumnezeu v-a ajutat până la urmă să ajungeți mire și mireasă printr-un cuvânt al Duhului Sfânt. Și Dumnezeu a cercetat inima fratelui Onofrei și el s-a lăsat, el spunea și mărturisea în adunare. Când m-a atins omul Dumnezeu, parcă m-am topit. Am simțit o cercetare a Duhului Sfânt și am spus, Doamne, m-ai atins, îți simt prezența, spune-mi ce am de făcut. A ascultat de îndemnul Duhului Sfânt și eu cred că Dumnezeu v-a adus împreună în ziua aceasta ca mire și mireasă și doresc din toată inima. Așa cum am spus, la personalitatea care o aveți, suntem înnăscuți cu câte o calitate de a
putea comunica, este foarte bine, dar eu cred că se cere în familia voastră cuvântul acesta, să vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire. M-am bucurat de minune când am văzut că Dumnezeu prin Duhul Sfânt l-a cercetat pe Alex și a venit ca să vorbească, să mărturisească, să stăruiască ca Dumnezeu să-l boteze cu Duhul Sfânt. Am văzut schimbare din temelii care Dumnezeu a făcut-o în viața lui. Lăudat să fie Dumnezeu! Merită acest Dumnezeu care ne așează și ne netezește calea sub pașii noștri când sunt piedici. Și Dumnezeu știe să le dea la o parte, să niveleze obstacolele, să le dea de o parte. Merită acest Dumnezeu căutat, iubit și slujit. Domnul să vă binecuvinteze. Apoi doresc din toată inima. Astăzi să amintesc despre două ființe și acestea sunt sora Domnica, sora lui fratele Andrei și sora Maria, sora lui sora Aglaia. Eu cred că acolo la Berchișești cineva se bucură la căsătoria aceasta și aș vrea să spun seara, când Dumnezeu te va ajuta să mergi în România, să știi că ești iubită și de aceste două mătuși care s-au rugat mult pentru toți copiii lui Andrei și pentru Alex. Doresc ca Domnul Iisus să le binecuvinteze și pe ele acolo. Multe rugăciuni și bucurii le împletim noi la picioarele Domnului și Dumnezeu este Cel care ne cercetează. Doresc din toată inima binecuvântarea Domnului să fie peste voi, să binecuvinteze Dumnezeu viitorul vostru și cu toată personalitatea voastră să vă topiți cum s-a topit tata în fața Duhului Sfânt, să vă topiți și voi, formând apoi un tot unitar înaintea lui Dumnezeu și apoi cât de frumos este când Dumnezeu ne mai binecuvintează familiile și aduce o înviorare și vin copilașii în familie și Dumnezeu încheagă mai mult legătura familiei. Doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze și acum vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Întreb în fața marturilor văzuți și nevăzuți dacă din dragoste nesilită de nimeni te căsătorești cu Alex. Da, din dragoste. Sora Sera, cu toată personalitatea de care dăm dovadă, este necesar cu ajutorul Domnului în primul rând să fim ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. Am fost îndemnat eu să spun lucrul acesta pentru că fiecare dintre noi avem o luptă în viața aceasta, în primul rând ca să călcăm pe eul nostru. Aș vrea să reamintesc cuvântul Domnului, spune cuvântul Domnului, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. De azi înainte, după legământul de căsătorie, Alex este soțul tău. Aș vrea să te întreb, Sera, tu ai să cauți să împlinești cuvântul acesta de a fi supusă? Da. Domnul Iisus te binecuvinteze și până când încheie acest legământ al căsătoriei? Până la moarte. Domnul să te binecuvinteze. Alex, o veni rândul tău să răspunzi acum, mă uitam la Sara, Sera, Sara, după fiecare răspuns, uita în ochii tăi, să vadă dacă ești mulțumit. Cred că ai fost mulțumit. Acum e rândul tău să răspunzi și te întrebăm înaintea martorilor văzuți, nevăzuți, înaintea părinților voștri, dacă cu adevărat din dragoste sinceră iei în căsătorie pe sora Sera
Și până când? Da, din dragoste, cu ajutorul Domnului, până la moarte. Cuvântul lui Dumnezeu îți cere un lucru mare. Și cuvântul lui Dumnezeu îl dă exemplu pe cel care pentru biserica sa și-a dat viața, Domnul nostru Iisus Hristos. Și acest cuvânt ne învață pe toți, pe noi toți, bărbații, și astăzi în mod special pe tine, zice: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Eu vreau să te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii, înaintea părinților voștri, dacă o vei iubi pe Sara așa cum a iubit Hristos biserica. Da. Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze, mulțumim pentru răspunsurile pe care voi le-ați dat și dorim ca Domnul să vegheze asupra voastră, asupra acestui legământ care l-ați încheiat înaintea lui Dumnezeu, să-l țineți cu strășnicie până la capătul vieții voastre. Miri se pleacă pe genunchi și împreună cu toată biserica vom purta în rugăciune. Vă rog, veniți un pic mai față. Dorim din toată inima ca binecuvântarea Domnului să fie peste ei și peste întreaga biserică. Amin. Doamne, Tată Ceresc, iată-ne, Doamne, aici împreună cu tot poporul Tău, Doamne, aici împreună cu părinții lui Sara, părinții lui Alex, Doamne, o, Doamne, stăm înaintea Ta cu ochii ridicați spre Tine, Doamne, și din adâncul sufletului nostru, o, Doamne, Te rugăm pe Tine, Doamne, la acest început de drum, Doamne, pe care au pășit Sara și Alex, Doamne, fiindcă știm, Doamne, cuvântul Tău ne-a spus, Doamne, aceasta, că ființele acestea vor avea necazuri. De aceea, Doamne, ne îndreptăm, o, Doamne, rugăciunea noastră către Tine și în momente ca acestea Te rugăm mult de tot, Doamne, privește cu bunăvoință spre Sara și Alex, Doamne. Te rog, Doamne, să rostești binecuvântarea lor, Doamne, o, din această primă zi a căsătoriei lor. Doamne, rostește binecuvântarea lor, Doamne. Te rugăm frumos, Doamne, ca să fii alături de ei în drumul acesta al vieții, care numai Ție ți este cunoscut, dar lor le este necunoscut. Doamne, Te rugăm frumos să fii alături de ei, Doamne. Te rugăm să veghezi asupra lor, Doamne, în orice împrejurări ale vieții, Doamne, de va fi greu, de va fi, o, Doamne, probleme care vor apărea în viața lor, Doamne, Te rog să le sari în ajutor, Doamne, să vii să-i sprijinești, o, Doamne, să-i călăuzești, o, Doamne, în toate împrejurările vieții, Doamne. În mod deosebit, Doamne, Te rog astăzi ca să-i păzești de cel rău, Doamne, pentru că cel rău, așa cum a venit, o, Doamne, la început, Doamne, pentru cei doi care i-ai așezat în grădina Edenului, a venit, Doamne, și a făcut așa mare, Doamne, Dumnezeule, rău, o, Doamne, din pricina căruia sufere toată omenirea sub soare până în vremea aceasta. Același vrăjmaș știm, Doamne, că și în vremea aceasta caută să înșele, Doamne, caută, o, Doamne, să aducă rău, să dezbine familiile, dar noi venim la Tine, Doamne, și Te rugăm frumos, în mod deosebit, să-i legi în dragostea Ta, Doamne, să aibă dragoste unul pentru celălalt, Doamne, apoi așa cum s-a vorbit, Doamne, să le dai înțelepciune, să le dai înțelepciunea care vine de sus, Doamne, și îndreptându-se după cuvântul Tău, Doamne, să poată, o, Doamne, să răzbată drumul acesta al căsniciei. Te rog să îi îmbraci, Doamne, cu o inimă plină de îndurare unul față de celălalt, să-i ajuți, o, Doamne, să se ierte unul pe celălalt, să-i ajuți, o, Doamne, să se îngăduie unul pe celălalt, să-i ajuți, o, Doamne, Dumnezeule, ca să, o, să lucreze unul pentru altul la sfințirea, la curățirea celuilalt, să-i desăvârșești Tu, Doamne, unul pentru celălalt. Dorim, Doamne, și-ți cerem ca numele Tău, Doamne, să fie pentru ei un turn tare toată viața lor, Doamne. Numele Tău să le fie scut puternic pentru toate zilele vieții lor. Binecuvintează-i cu tot felul de binecuvântări.
cereri, cerești, duhovnicești în Tine, Doamne, și binecuvântări pământești, Doamne, îi încredințăm în brațele Tale puternice și, Doamne, știm, avem încrederea aceasta că mult mai mult decât am cerut noi, Doamne, Tu le vei da, Doamne, și noi îți mulțumim pentru ei și Te lăudăm, slăvit să fie numele Tău în veci. Amin. Continuăm să ne rugăm înaintea Ta cu dorința ca binecuvântările Tale făgăduite lor, Doamne, să le împlinești prin dragostea Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că în momente de cumpăna vieții lor ai intervenit Tu ca să continue viața lor pe pământ. Azi Te lăudăm, Te slăvim, Te mărim, Te binecuvântăm, că Tu ești Dumnezeul care porți de grijă, croiești destine binecuvântate, Te lăudăm și Te slăvim, Doamne. Îți mulțumesc pentru implicarea Duhului Sfânt, îți mulțumesc pentru că ești botezat cu Duhul Sfânt, îți mulțumesc pentru chemarea cerească care le-ai făcut-o. Te rog din toată inima să-i păstrezi pentru împărăția Ta. Doamne Iisuse, ai adus izbăvire și ai dat viață și cred că ești în măsură în continuare să aperi familia aceasta. Te rog să binecuvintezi casa în care vor locui, binecuvântă-le locurile de muncă, binecuvântă-i părinții care i-au crescut, Doamne, binecuvântă și din rudenile lor apropiate și depărtate, lasă binecuvântarea Ta, ocrotirea Ta să fie peste ei la plecare și la venire. Dă-le, Doamne, trecere înaintea oamenilor, apără-i de tot ce este rău și într-o lume care se strică de la o zi la alta, păstrează-i sfinți pentru Tine, de-le vei da copii, dă-le copii sănătoși să se bucure, dă-le binecuvântarea Ta. Purtarea Ta de grijă să fie peste ei, peste toată adunarea și cu toții când vei veni să iei ce e al Tău, să nu lipsească nici Sera și Alex. Rămâi cu noi, poartă-ne în carul Tău de biruință și noi Te slăvim, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Fața spre biserică. În baza dragostei lor, a cununiei civile, a rugăciunii care am avut-o în biserica lui Dumnezeu, îi declarăm căsătoriți și le reamintim un cuvânt scump nouă tuturor. Ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Domnul Iisus să-i binecuvinteze pentru toată purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Vrem să aducem mulțumire Domnului și ne vom închina Domnului prin fratele Andrei Elisei, tatăl mirelui de azi. Domnul să aducă binecuvântare și în rugăciune și apoi fratele Andrei va mulțumi publicului și va spune anunțurile care urmează. Am venit în față, nu pentru că stat al lui Alex, pentru că urmează să mai fac niște anunțuri pentru tot publicul. Dar Dumnezeu să aibă milă de toți. Amin. Stăm înaintea Ta, Stăpâne, și îți mulțumim de făgăduințele Tale și îți mulțumim pentru împlinirea promisiunilor Tale. Și îți mulțumim pentru că alături de rugăciunea familiei Onofrei ai ascultat postul și rugăciunea atâtor tineri care au fost implicați și Tu ai hotărât să dai viață și biruințe lui Sera. Îți mulțumim că ești la lucru și avem nădejdea, chiar dacă forțați din prejurările vieții,
Suntem mai puțini în locul acesta decât ar fi putut să fie. Știm că Tu ești în orice loc. Și pentru că ești în orice loc, ești și în orice familie. Ajută-ne pe cei care suntem prezenți să respectăm cuvântul Tău, să-L trăim ca să ne mântuim. Îți mulțumim pentru slujire, îți mulțumesc pentru slujitor și am nădejdea că vei binecuvânta viața lui Alex și a lui Sera și vei binecuvânta și viața noastră și a familiilor noastre. Fii lăudat! Amin! Vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți în locul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vreau să spun că nu-i mult până în sala de mese, rugămintea pe care o am este să dați voie să plece întâi mirile și mireasa, noi după ei și pe culoar până în sala de mese. Și acolo sunt oameni cu ordinea, rugămintea pe care o am este să-i ascultați. Mulțumim neamurilor de aproape și de departe, care au făcut un efort să fie prezenți aici. Dumnezeu să vă dea biruință de plină și mai mult decât atât, să vă dea mântuire de plină. Domnul fie cu fiecare. Amin. Frații, laudă pe Domnul cu o cântare în timpul acesta mirii, și cei ce îi însoțesc au prioritate, Domnul să binecuvinteze părtășia pe care putem să o avem în continuare. Amin. Pe drumul vieții azi, doi tineri au pornit. O, Doamne, Te rugăm, condu-ne încetat, să pui în viața lor iubirea Ta din cer. Privește îndurător, unește soarta lor. Dragostea Ta să le-o dai și fericiți tot mereu, să-i vedem toți am vrea, toți am vrea. Dragostea Ta